Un profesor și antreprenor clujean condamnat la 8 ani de închisoare în China cere disperat sprijinul autorităților române. Marius Balu a fost închis pentru o presupusă fraudă contractuală cu un prejudiciu de $80. În acest moment este încarcerat într-o închisoare de maximă siguranță și a ispășit 5 ani din pedeapsă. Unchiul său, singura rudă pe care românul o mai are în viață, spune că acesta este supus unor tratamente inumane în penitenciarul din Republica Chineză. Au fost torturat, bătut în tălpi și... Ce mi-a putut spune? Zice, prea mult nu pot să spun. În privința mâncării, dacă își face norma, în timp de 12 ore, 14 ore, 16 ore, a doua zi va mânca. O mână de orez, două, dacă își face norma. Dacă nu, răbdă foame. Unchiul bărbatului a declarat că starea de sănătate a lui Marius Balo pare a fi destul de precară. Acesta a ajuns să cântărească 52 de kilograme. Iarna, dacă e minus 25 de grade afară, în dormitor 15, minus. Zice, ne culcăm spate în spate, ca să ne încălzim. Avocatul clujeanului încarcerat în China a declarat că nu are acces la referatul de acuzare pentru a-l putea apăra pe român. Iar până acum, autoritățile din țara noastră au ignorat toate cererile depuse în acest sens. Orice stat, cel puțin care se respectă sau care afirmă că este un stat puternic și care este recunoscut la nivel internațional, își apără cetățenii săi. În orice situație s-ar găsi aceștia. Punem în schimb în discuție nepăsarea autorităților statului român cu privire la soarta unui cetățean care se află într-o situație extrem de dificilă și care ar trebui să prezinte o importanță deosebită în ochii autorităților române. Potrivit avocatului, procurorii chinezi au susținut că românul a primit $80 de la cetățeni chinezi fără să știe că suma provenea din comiterea unor infracțiuni. Marius Balo a stat 2 ani și jumătate în arest preventiv într-o boxă de 16 metri pătrați alături de alți 12 cetățeni chinezi. În 2016, acesta a fost condamnat și transferat la închisoarea de maximă siguranță din Shanghai. Românul, Marius Balo, ar dori să își ispășească pedeapsa în România. Astăzi, ministrul Justiției, Ana Bircel, a declarat că a luat legătura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a interveni în acest caz. Ministerul Justiției depune toate eforturile privind obținerea tuturor elementelor legale necesare care să permită declanșarea etapei judiciare a procedurii de transfer a cetățeanului român în contextul cooperării judiciare internaționale, a declarat Ana Bircel, ministrul Justiției. Marius Balo s-a stabilit în China în 2010 și a lucrat ca profesor universitar în Beijing.